Băi, băieți, băi, și blocuri mari aici, băi, omule, mă chiticăs una peste alta. Băi, să mor eu, de-aia trebuie să-mi fac și eu la mine. Băi, și că mașinile astea, de-aia mașini, stătii colorate, frumoase, fai, și frumos aici. Ia zi, șerifule, te duc undeva? Mă duci undeva? Unde ne-am să mă duci? Unde ai tu treabă? Mă duci așa, unde am eu treabă, așa de... Adică la mine la țară te ajută omul, dacă te vede că vii pe jos de la câmp și el e corța, te ajută și duci până în sat. Dar nu stă după tine tătăzoa, duci unde are el treabă, nu unde ai tu. Aici ai altceva, hai, e diferit, hai, urcă. Să rămână, să rămână. Ia zic că pitare, unde e? Unde ce? Unde te duc? Ah, la Lucreția. Păi ce unde stă Lucreția asta? La ea acasă. Am înțeles. Unde e casa ei? E într-un bloc, că nu e casă, Coschi, e apartament, că e mai modern. Și în ce zonă este acest apartament? Aici, în București. Bă, am înțeles că e București, dar dă-mi o adresă ceva. De mail? A, că ești idiot. O adresă, o să te duc. Dar Lucreția acasă, mă așteapt. O stradă, un număr, unde stă Lucreția asta? Număr, dacă vrei, poți da un numărul meu telefon, dar strada nu știu să o zic la noi, că... Nu-i stradă, că e uliță, că nu asfaltat-o. Mamă, mă, băiatule, eu simt că fac o greșeală cu tine. Așa o să lucrezi prima oară când m-a cunoscut, dar după aia... Tot așa, de fapt. Și nu ți-a dat nimeni o adresă, mă, capitane? Stai o leacă, că... Uite aici pe telefon, mi-a zis... uite, crizantemelor 3A. Adică să-i aduc 3 crizanteme oare, nu? Eu am vrut să-i aduc, dar am vrut să-i aduc și de trandafir din cimitir. Dar ultima oară când am furat trandafir din cimitir, m-am prins pazic și m-am bătut cu trandafir la cur. Și de atunci încă mă ustură curul când mă gândesc la flori. Da. Uite și acum, nu! Mamă, deci te duc pe crizantemelor 3-a, da? Că așa scria mesajul. A, deci adică să nu mi-ai duc flori acum? Tată, tu poți să-i duci orice, tu poți să-i duci și o capră din partea mea. Eu zic sincer că am vrut să duc, dar o spune că unde acum mergi, bă, cu capra la ora și ești nebun, când tu lasă și antren. Incredibil. Așa am zis eu, cum sunt ilese, că până acum am lăsat și cu vaca dacă vroiam. Bă, băiatule, deci merge sau ce faci? Dacă mă duci matare, mergi. Te duc, dar vorbim și noi un pic mai încet, mai puțin, că mă cam doare mintea și pe mine. Asta e săm bun, așa ce mă mica, e săm bun că înseamnă că încă o ai. Da. Dar tu nu ești de aici, nu? Nu, dar și-ți cunoaște? O să cunoaște, dar eu lucrez de mult, sunt finețurile mele, le simt, te-am simțit. A, nu, nu, nu-s de aici, nu-s, nu. Deci, crizantemelor 3-a, da? Hai că te duc eu, am o scurtătură. Uei, de capul meu, fai, văleu, văleu, văleu! Gata, plutonere, crizantemelor 3-a. Mulțumesc frumos, nene, eu chiar n-am știut că e așa de mare București ăsta. Eu n-am știut că și Ploiești faci parte din el. Da, e un fel de suburbie, cum ar veni, înțelegi? Eu te-am dus pe acolo că era aglomerat la ora asta, pe centru, făceam mult, am zis că mă gândesc la tine, că te grăbești la Lucreția. Mulțumesc frumos, dar uși de treabă ești. Eu nu înțeleg de ce toată lumea zice că uși să te ferești de taximetrici când mergi în București. Nu înțeleg nicio, e lumea tati. Mulțumesc frumos că ne-ai arătat și obiectivii turistici. Dai seama, a fost plăcerea mea. Că eu n-am știut câți mai multe catedrale ale neamului sau mai multe casele poporului și câți vreo 12 parcuri Herăstrău. Mi-a arătat pe tăi, mulțumesc frumos. Da, da, da. Acum scoate bani. Ce bani? Banii pe curs. Vrei să băgăm bani la curs de cai? Adică eu aș băga că eu cunosc cai din Tățatul, dar aici nu știu. Cum e trebuie? Banii pe plimbare. Adică că m-ai plimbat? Da. Păi, dar nu-i gratis că la mine în sat, dacă mă duci cineva de la gară până în sat, nu-i dai bani, îi dai un rachiu când îl găsești la crâșmă. Când... Ți-am zis că aici e altceva, e diferit? Hai, dă banul. Bine, nene, cât? Uite aici. Și ăla? Scorul. Scorul, dar la cât nu mergi acolo, cu te echipii joacă? Nu, tati, e scorul tău, banii pe care trebuie să mi-i dai. Dar aparatul și-a rămas în lei vechi sau? Nu. Păi ești și așa de mult. Păi sunt și ghid și te și plimb. Tu n-ai văzut cât a făcut ăștia benzina? Păi și, matale, vrei să-ți dau banii pe toată benzina pe care ai consumat-o de când ai cumpărat mașina până acum, sau? Nu, frate meu, atâta cost. Nenea, zic sincer că dacă eu aveam banii și ea care scrie acolo pe ecran, eu nu mai venim direct cu avionul, nu mai venim pe jos de la gară. Păi și cum faci? Faci mașă. N-am bani să-ți dau. Osule, tu îți dai seama că dacă nu faci rost de bani cineva, o să-și ia mare bătaie, nu? Nenea, poți mă bați, poți să-mi faci și vrei, că vorba și e bataie, știu că am mai luat, dar bani tot n-am de unde să scot. Bataie ca a mea n-ai mai luat, te bat rău de tot. Ce-a venit țarii asta, nu știi ce bataie mi-a dat mumica când am pierdut tractor la pohăr în sat.
N-ai și să-mi faci tu ca să o egalezi. Uite, și poliția acolo. Hello, nenea, uite și de-a lume faină aici. Ieși afară de mașină, ieși afară de mașina mea acum. Ieși afară de mașină. Am plecat. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Ava. În gură de țărani. Bă, nici când am venit eu prima dată cu 2 ani la București, nu eram așa prost. Și zelați-vă, bă! Sărătați, sărătați. M-am vin. Alo. Da, mă, mică, da, am ajuns. Da, am ajuns cu ghin. Da, m-a luat un nene foarte treabă de la gară și m-a dus unde am avut eu treabă, da. Nu mi-a luat bani, că exact cum ai zis tu. Dacă le zici că n-ai bani, ce să-ți iei? Doar nu-s nebun să-ți furi și ăștia papucii, nu?